Așadar, în România se schimbă legea apărării naționale, dar odată cu începerea războiului, România, dar și alte state se gândesc la o înzestrare mai temeinică a armatelor lor. De ce? Pentru că în Europa bântuie fantoma războiului, o vedem aici la granița României. Așadar, cum reușesc și în ce măsură expozițiile militare au început să fie mult și mult mai intense, dar și prezente în viața noastră? Încercăm să discutăm în cele ce urmează cu invitatul meu. Alături de mine este domnul Sebastian Tudor, director general al expoziției Black Sea and Defense Aerospace. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Expoziția va avea loc în curând. Da, va avea loc în mai, 23-24 mai, la Roma Aero. La Roma Aero. Și aș vrea să vedem, sunt niște noutăți interesante și importante pentru apărare și aș vrea să vedem exact despre ce este vorba, care sunt... Ce veți aduce? În primul rând înțeleg că este un F-35. Da, noi invităm firmele care doresc să participe la expoziția noastră și vor să-și prezinte produsele către, în special, Ministerul Apărării Naționale, dar și către alte instituții publice din domeniul apărării, securității și ordinii publice. Iar una dintre atracțiile și probabil cel mai important exponat al nostru anul acesta este avionul de vânătoare F-35, generația 5-a, acesta pe care l-aveți noastră în imagine acum. Este cel mai modern aparat de zbor din lume și este modern deoarece, nu cel mai modern chiar, pentru că este altul mai modern decât el, pe care are dotarea armată americană, dar este cel care poate fi achiziționat de către alte armate, în afară cea americană. Bun, este pentru prima dată când va putea fi văzut de public. El a mai aterizat în România. Nu este prima oară în România, dar este prima oară când poate fi văzut de către public. Poate veni publicul să-l vadă, să urce în el chiar. Și să pună întrebări celor care îl vor însoți la sol. Câteva detalii tehnice despre F-35. Nu este domeniul special de punctul forte, dar ceea ce este inovator la dânsul, la respectiv aparat, este faptul că poate decola și ateriza vertical. Asta este unicul aparat din lumea noastră care poate decola și ateriza fără a avea elice, cum este elicopterul, care decolează, bineînțeles, și aterizează vertical. Dar acesta aterizează atât pe portavioane, cât și la sol, în aeroportul pe vertical. Și România își dorește achiziționarea F-35, mai este mult până departe, dar există intenția asta care a ajuns în Parlament. Așa, este în spațiu public, așa am aflat cu toții. Și tocmai de aceea, firma care ar produce și armata americană au decis să-l aducă la noi la BSD anul acesta pentru a face ca oamenii să obișnuiască cu el, să afle despre el ce poate să facă acest avion, această platformă aeriană, pentru că așa este promovată. Și este o ocazie... Cred că interesantă și unică de a-l vedea live. Da, sunt curios de ce trebuie să-l vadă și oamenii, în condițiile în care, până la urmă, un asemenea avion nu poate fi cumpărat de cineva, oricâți bani ar avea, se poate fi achiziționat doar de guverne, nu? În principal, dânșile prodizite către Ministerul Apărării Naționale și către cei care au decis din privința achizițiilor militare din România, dar, având în vedere că este o achiziție publică și din banii contribuabililor, dânșii vor să fie construși către oamenii normali, să vadă exact ce... Civilii, da? Să vadă ce anume poate achiziționa armata României cu banii dumnealor pentru a-i proteja. Asta este unul scopurile pentru care l-aduc la astfel de evenimente, ca oamenii să înțeleagă despre ce înseamnă un avion de vânătoare, ce înseamnă o achiziție pentru o țară, nu mai pentru un minister. Și este o ocazie, o platformă pe care noi o oferim pentru România, pentru ca acest avion să fie cunoscut și numai acesta și alte... Nu știu în ce măsură știți, dar nu pot să nu vă întreb. E o estimare de preț? Nu, diferă foarte mult de număr de bucăți pe care le-a achiziționat o țară. Peste câteva milioane de dolari. Cât? Bune. Câteva milioane bune. Milioane bune de dolari. Dar contează foarte mult ce se dotează avionul, cu ce armament se pune pe el și multe alte. Bun. Aș vrea să vedem următorul avion și sunt curios dacă F-16 va fi în România. Evident, este deja achiziționat de armata română. Acesta este. Va fi și la expoziție? Acest avion este deja în dotarea armatei României. Forțele aeriene române îl folosesc. Va fi prezent atât în display static pentru a fi admirat la sol, cât și în display dinamic, adică în zbor. Cel puțin în prima zi va fi pilotat de către piloții români și va purta semnele armatei României, cocarda tricoloră. Este prima dată? Este o premieră? Nu. Acesta a zburat încă la prima achiziție, a zburat la BSD, prima oară la BSD când a zburat pentru public, dar nu este prima oară când va zbura în România. Iarăși, aceeași întrebare despre acest avion. Ceva detalii tehnice care îl fac mai special, față de MiG, de exemplu? Da, este un avion mult mai avansat decât MiG-ul, probabil, dar și sistemele pe care, de armament pe care se bazează ele și care pot fi montate pe ele sunt mult superioare celor pe care le-ar avea MiG. 21 din dotarea armatei României
și sunt mult mai multe componente pe care acesta le are mult mai noi decât și mult mai modern decât MIG-ul și următorul sal poate că este F-35. Următorul pe care România vrea să-l cumpere, următorul avion, au fost în două serii cumpărate aceste avioane pentru armata română. S-a discutat foarte mult despre faptul că la un moment dat a fost cumpărat avioane SH. Există această concepție de second hand la avioane militare de asemenea învergură? Vă sunt specialist în domeniu, dar un avion este doar o platformă. Deci pe această platformă, fuzelajul modern pe afară este același de când s-a fost produs, nu s-a schimbat. Doar ce este pe el, avionica și sistemul de armament pe el sunt cele care sunt importante și moderne și România care are cele mai moderne astfel sisteme. Și cred că armata României a făcut o alegere bună și înțeleaptă când a decis să cumpere avionul respectiv în starea în care a fost achiziționat. Plus că se devin multe alte aspecte, inclusiv economice, și atunci cred că au luat decizia cea mai bună pentru România și pentru forțele aeriene române. Mai există un aspect și anume comunicarea. Este superioară, nu știu, MIG sau altor avioane. De ce? În ce constă această platformă de comunicare? Sistemele mai sunt sistemele pe care le au pe dânsele și cu interconexiunea cu alte sisteme de la sol sau din aer, din spațiu acum, pentru că este un alt domeniu operațional care este spațiul. Și F-35 mai ales va fi o platformă și este o platformă așa cum promovează de producătorul, o platformă de interconectare între alte sisteme, de la sol, din apă și din spațiu. Și F-16 prin sistemul de comunicare poate că se superă celul de la MIG și atunci fi și mai modern și mai ușor de integrat, plus că este un avion pe care îl folosesc și alte țări membre NATO și atunci mai ușor de integrat în acest sistem de apărare comună. Da. Mergem la alt slide, la o altă poză, pentru că ar trebui să vedem în continuare elicoptere. Ce fel de elicopter este acesta și câteva date tehnice? Acesta este un AH-64 Apache, mai cunoscut. Apache, îl vedem la expoziție. Da, va fi prezent și el adus de către forțele terestre americane, US Army, cum este mai cunoscut. Este un elicopter modern de atac. El și aici este promovat pentru a fi o posibilă achiziție către Armata României, pe lângă alte elicoptere de genul acesta produse de alte producători. Acesta va fi prezent la BSD iar, nu este prima oară când îl aduc și va fi din nou, dar depinde și acesta are multe opțiuni pe dânsul. Acesta este un elicopter variantă Longbow, se numește, datorită radarului de pe deasupra. Uh-huh. Și acesta este un elicopter care se provoacă ca fiind foarte, foarte modern și la fel, poate fi integrat cu foarte multe sisteme de armament și de comunicații pe el. Să vedem un alt elicopter, unul care iarăși ar putea să fie prezent, confirmat sau nu, acesta. Da, acesta va fi prezent și în varianta pe care o aveți noastră aici, exact da. Acesta cu United States Army. Dar sperăm și credem că va fi prezent. Ce elicoptere? Este un Black Hawk, UH-60 Black Hawk. Celebrul Black Hawk, s-au făcut și filme. Corect. Da. Dar vom avea și o variantă pe care a achiziționat-o Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspector General pentru Situații de Urgență și operat de către IGAV. Este un elicopter Black Hawk, dar pentru... ar veni pentru forțele de securitate internă, pentru situații de urgență. Este cel vopsit în roșu, zboară la Băneasa de câteva zile și sperăm să le vedem și la BSD atât în display static la sol, cât și în aer. Sunt două variante, roșu și albastru. Poate fi și de atac sau e doar de transport? Momentan el este doar pentru transport cum este acum, dar producătorul spune că poate fi transformat și elicopter de atac. Da. De la din aer coborăm la sol, pentru că vorbim și despre anumite tancuri. Iată, imediat, așa. Acesta este tancul despre care puteți să ne spuneți ceva, vă rog. Acesta este unul dintre tancurile care vor fi la BSDA. Probabil că este celebru pentru că a apărut foarte multe filme și l-am văzut cu toți. Este un Abrams. Un produs care este operat de către armata americană, va fi expus la BSDA din nou. Pe lângă acesta avem și tancuri din Corea. Corea de Sud va reveni cu un tank K2 care este la fel foarte avansat. Este și tankul... S-a vorbit și despre participarea Abrams pe frontul din Ucraina. Probabil, da. Cam așa, probabil nu știu detalii despre partea de ce a fost trimis în Ucraina, dar nu este singurul vehicul Shenila pe care va fi prezent. Va fi mai multe, inclusiv din Corea de Sud, care sunt pole position acum în discuțiile pe care am văzut în pasul public să vândă în România vehicule blindate. Am putea avea și noi tancuri Abrams? Este posibil. Cât am înțeles, este o intenție a României de a achiziționa astfel de tancuri. Bun. Aș vrea să vedem și o altă unitate de luptă, tot la sol. Este vorba de vehiculele care au fost achiziționate deja de Armata Română și anume este vorba de Pirania, vehicule blindate. Ce ne puteți spune despre aceste vehicule? Acesta este, un vehicul blindat 8-8 care deja este în mai multe variante, care este deja în dotarea Armatei României, special a Forțelor Terestre.
a fost achiziționat mai demult și este într-un parteneriat și cu o companie românească, UMB, de mecanică București, și este asamblat și produs unele componente chiar în România. Și este un parteneriat de succes între firmă străină și firmă românească. Și este deja în dotare, va fi expus mai multe variante la BSDA, sunt mai multe variante de Pirania, Pirania 3, Pirania 5, și va fi și asta prezent și până poate veni alert, poate urca înăuntru să vadă cum arată și comunicația interior și sistemele de armament pe care le are pe, montate pe el. Ne puteți da niște specificații tehnice speciale pentru aceste vehicule? Mare nu, pentru că diferă foarte mult de varianta pe care o expun. Deci pentru evacuare, cel care are pictat o cruce pentru salvare să nu fie atacat de către inamic, varianta de observație, varianta de protecție, sunt mai multe variante pe care le are vehiculul 8-8. Dar la noi vor fi mai multe variante expuse și atunci vă putea afla informații acolo despre toate variantele pe care le avem în dotare. Da. Aș vrea să dăm un pic înapoi la poza tankului Abrams. Vreau să ne uităm un pic la blindaj. Îi rog pe colegii din regie. De ce? Pentru că se vorbea foarte mult despre tankul acesta că ar fi practic indestructibil. Așa este? Teoretic, toți producătorii promovează că tankul este indestructibil până la proba contrarie. Da. Momentan nu. Dar tankul care va ajunge este adus din Statele Unite, da. Care va fi, da. Și va avea blindajul acela specific tankului? Va fi ultima variantă cea mai avansată de blindaj pe care o are acest tank pe el la acest moment. Și iarăși, niște date tehnice despre tank. Ce cunoașteți, sigur? Este ca greutate și mărime, este cel mai mare tank de pe piața lor actuală și ca greutate și ca dimensiuni. La fel, este fost foarte multe sisteme integrate pe el de comunicație, ochire, țeava, toate sunt upgradate periodic și atunci îl face să fie unul foarte modern. Acum, în comparație cu alte tankuri poate de alte firme, mai depinde fiecare de firmă cum își promovează produsul și cum și îl vinde. Ultima poză pe care o să o discutăm și o să o vedem imediat nu are legătură cu elicoptere, avioane sau tankuri, sunt niște pistoale, așa cum putem să spunem noi. Ce ne puteți spune despre asta? Pentru că vor fi și asemenea armament, va fi și asemenea armament la expoziție. Vom avea, cred că, toți producătorii mari de arme de asalt și pistoale din lume, prezenți pe toată durata evenimentului, din mai multe țări. Și acea din imagine este o firmă celebră care produce acest pistol inovator la vremea respectivă, este făcut din plastic și este mult mai ușor decât cele înaintea lui. Dar avem și alte firme ca Heffenherstal, Beretta, care vor veni și vor prezenta produsele lor acolo și vor fi mock-up-uri, dar vor fi la greutate și dimensiuni reale. Nu vor fi cele reale exact, pentru că nu au voie să expună produsele reale. Și acestea, pentru că s-a vorbit mult de înzestrarea armatei române, care are de suferit. În acest moment, spuneți-mi, poate greșesc, dar în dotarea armatei române este AK, celebrul Kalashnikov 47. Da, arma cea mai comună din armată, da, cea comună este respectiva pe care ați menționat. Da. Și care este problema cu această armă? Probabil că nu este, fiind una de creație mai veche, pare că sunt multe alte considerente care se iau în calcul, greutate, și multe alte componente pe care o armă modernă le-ar avea în detrimentul celei pe care armatul îl folosește acum, dar sunt convins că decizia care se va lua va fi una pentru a proteja soldatul care o folosește și va fi bună pentru dânsul. Acum, ca să zici tehnici ale armei AK-47, cei care au fost armate le știu, că e grea, dar este rezistă la intemperii și... Dar da. Vom vedea care va fi decizia finală. Vedem care va fi decizia finală și ce decizii vor lua cei de la Ministerul Apărării. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Sebastian Tudor, director general la expoziția Black and Sea Defense and Aerospace. Acestea au fost vocile care contează de la această oră. Rămâneți alături de noi. La fix, jurnalul va fi prezentat de colega mea, Arina Delcea.